În această dimineață, o auto specială aflată în misiune, având la bord două cadre de la poliția orașului Simeria, a fost implicată într-un accident rutier la intersecția dintre DN7 și drumul județean 700A, care duce spre Săulești. Mașina poliției, folosind semnalele acustice și luminoase, a fost acroșată de către un alt autoturism ce se deplasa pe drumul național 7, în spatele autospecialei în care se aflau oamenii legii. În urma acestui eveniment rutier au rezultat doar pagube materiale, fără victime omenești. În urmă cu 3 săptămâni, o altă auto specială a poliției a fost implicată într-un accident rutier pe raza comunei Crișcior, în satul Zdrapț, atunci cei doi agenți fiind răniți, cauza fiind în cercetare. Și în cazul evenimentului rutier de la Săulești, sat aparținător de orașul Simeria, polițiștii efectuează cercetări cu privire la stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale ce se impun.